Vom citi din Evanghelia după Luca, al 19-lea capitol. Vom lectura cuvântul Domnului din pasajul cuprins între versetul 29 și versetul 48. Acest cuvânt uh, relatează evenimentul intrării Domnului nostru Isus în Ierusalim. Când s-a apropiat de Betvaghe, și de Betania, înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis, Duceți-vă în satul dinaintea voastră, când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți mi -l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce-l dezlegați, se răspundeți așa, pentru că Domnul are trebuință de el cei ce fusese rătrimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Isus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui i-au zis, pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns, Domnul are trebuință de el. Și au adus măgărușul la Isus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și-au așezat pe Isus călare deasupra. Pe când mergea Isus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre coborâșul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile preanalte. Unii farisei din Orod au zis lui Iisus, Învățătorule, ceartă-ți ucenicii! Și el a răspuns, Vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a plâns pentru ea. Și a zis, Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șansuri și te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el și le-a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu și preoții cei mai de seamă, cărturare și bătrânii norodului căutau să-l omoare. Dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Amin. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, în săptămâna aceasta intrăm în săptămâna mare, săptămâna Patimilor, ne pregătim să sărbătorim învierea Domnului nostru Hristos. Împărtășim bucuria fraților noștri de credință care, după tradiție occidentală, sărbătoresc în această zi învierea Domnului nostru Hristos. E o vreme de cercetare, o vreme de cugetare, o vreme în care e subliniată mărturia că Isus Hristos a murit pentru păcatele lumii și a înviat din morți. El a biruit moartea și prin șerfa și prin învierea Lui a adus împăcare cu Dumnezeu, a adus salvare pentru neamul lumenesc. Domnul să fie binecuvântat. Spre deosebire de alți ani în care aceste sărbători erau caracterizate de o accentuată dimensiune comunitară. Oamenii credincioși s-au adunat împreună și au subliniat împreună bucuria credinței, bucuria mărturisirii lui Iisus Hristos ca Domn. În anul acesta, spre deosebire de alți mulți ani, lucrurile sunt diferite. Oamenii stau izolați în case din pricina unei nenorociri care s-a bătut asupra întregii lumi, o pandemie, un virus ucigaș care bântuie și care curmă vieți și care afectează atâtea familii. Mulțumesc lui Dumnezeu că în comunitatea credincioșilor Bisericii Emanuel nu avem asemenea cazuri și ne rugăm bunului Dumnezeu să ne păzească mai departe, pe noi și familiile noastre și bucuria sărbătorilor afectată masiv de faptul că nu ne putem întâlni la oaltă, să nu fie afectată și de suferințele trupești pe care unii dintre noi am putea să le avem. Mâna bună a lui Dumnezeu să fie peste noi și să ne păzească. Vă chem, stimați credincioși, în această dimineață să ne întoarcem spre cuvântul pe care l-am citit Sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim marchează un moment încărcat cu o semnificație aparte. Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu, este aproape de oamenii care l-au respins și cercetează mai departe oamenii. M-am bucurat de mesajul cântecului cântat de fetele noastre, surorile noastre, un mesaj care a subliniat esența intrării Domnului sau o componentă esențială a mesajului intrării Domnului Iisus în Ierusalim și anume mila Lui vremea cercetării făcute de El pentru noi în această dimineață aș vrea să observăm că Dumnezeu a făcut oamenilor două mari daruri un dar imens făcut de Dumnezeu nou tuturor este timpul, Dumnezeu ne-a dat zile, Dumnezeu ne-a dat viață de la nașterea noastră și până în prezent au trecut zile și ani, mai multe sau mai puține, în funcție de vârsta pe care o avem fiecare dintre noi, și mărturisim că fiecare ceas pe care îl trăim, fiecare zi pe care o avem, este un dar din partea lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului, în pasajul pe care l-am citit, menționează acest dar a lui Dumnezeu, numindu-l vreme. Vremea este un dar binecuvântat de Dumnezeu. Să avem răgaz, să avem timp, să putem trăi, să se numere viața noastră în ani, este un dar, o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Al doilea dar pe care îl vedem menționat în acest pasaj biblic este un concept pe care îl găsim, o, o favoare a lui Dumnezeu, un concept pe care îl găsim în multe locuri în Scriptură. Acest concept poate fi definit foarte bine prin cuvântul cercetare sau cercetarea lui Dumnezeu. Iisus, Domnul, a spus în dreptul Ierusalimului că n-a cunoscut vremea cercetării. Domnul a folosit această expresie, vremea când ai fost cercetată. Biblia ne vorbește despre această acțiune pe care o face Dumnezeu în dreptul oamenilor, când ei intră într-un mod aparte în atenția lui, sub bunăvoința lui, sub acțiunea lui, și uh, această acțiune se numește cercetare. Găsim scris în Cartea Profetului Samuel, 1 Samuel, capitolul 2, versetul 21, că Dumnezeu într-o zi a cercetat pe Ana. Era o femeie necăjită care aducea înaintea lui Dumnezeu rugăciuni, cerând intervenția lui Dumnezeu într-un caz pe care îl avea. Scriptura ne spune că. Domnul a cercetat pe Ana și a răspuns rugăciunii. Apoi, în cartea Exod, capitolul 4, versetul 31, citim cuvântul Domnului că Dumnezeu și-a adus aminte de poporul Israel care era în robie Egiptului și uh, l-a trimis pe Moise cu semne mari. În urma acestor semne, cuvântul ne spune că poporul a crezut, astfel au aflat că Domnul cercetase pe copiii lui Israel și că le văzuse suferința. Această cercetare este intervenția lui Dumnezeu, este darul lui Dumnezeu. De asemenea, în Cartea Rut găsim că Dumnezeu a cercetat pe poporul Său cu pâine. Așa găsim această expresie. Ca apoi în Evanghelia după Luca, capitolul 7, versetul 16. După ce Mântuitorul face miracole extraordinare, este vorba în context despre învierea fiului văduvei din Aid, oamenii aceia care au fost acolo de față au rămas cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Iată, aceste intervenția a lui Dumnezeu în ordinea creației, această atenție specială cu care el tratează omenirea, această aplecare a privirilor lui Dumnezeu, întinderea a mâinii lui Dumnezeu peste oameni, cu ajutorul lui, se numește cercetarea lui Dumnezeu. Apoi, în 1 Petru, în capitolul 2, versetul 12, Ni se face din nou uh, trimitere la această cercetare, creștinii sunt îndemnați să trăiască o viață curată în mijlocul neamurilor, pentru că, așa scrie în cuvânt, în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Creștinii sunt chemați să viețuiască în mijlocul lumii ca niște lumini, ca niște pilde, ca niște faruri care să orienteze omenirea. Iar dacă pentru moment neamurile oamenii nu recunosc această lumină, ci din potrivă baciocoresc, acuzând pe nedrept de fapte, rele pe aceia care trăiesc o viață curată, Cuvântul Domnului spune că Dumnezeu se va îngriji ca o zi, să vină o zi când El să cerceteze pe acești oameni, să pună înaintea ochilor lor într-un mod aparte tot ceea ce s-a întâmplat și în ziua aceea când Dumnezeu îi va căuta, în ziua aceea când privirile Domnului se vor aplica asupra lor, în ziua în care inimile lor vor fi tulburate de Duhul lui Dumnezeu, să slăvească pe Dumnezeu. Ziua aceea se numește Ziua cercetării. Există o asemenea zi a cercetării. Apoi în Psalmul 11 cu versetul 4 cuvântul Domnului spune că Domnul este în templul Lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii Lui privesc și pleoapele Lui cercetează pe fiii oamenilor. Sigur că avem în Scriptură foarte multe alte texte care subliniază această lucrare a Lui Dumnezeu numită cercetare. Vă voi împărtăși în această dimineață, de sărbătoare, intrarea Domnului Isus în Ierusalim, un mesaj în care vom uni cele două daruri împreună, respectiv darul numit vreme și darul numit cercetare, într-un mesaj pe care îl vom intitula Vremea Cercetării. Dumnezeu, stimați credincioși, a rânduit și pentru generația noastră o cercetare cu un accent aparte. Această. Vremea cercetării are menirea să ne trezească din punct de vedere duhovnicesc și să aducă în viața noastră îndreptare. Cercetând pasajul pe care l-am lecturat, aș vrea să observăm despre vremea cercetării câteva adevăruri. În primul rând, vremea cercetării, după cum citim în pasajul pe care l-am lecturat, este o vreme a îndurării lui Dumnezeu, a milei lui Dumnezeu, a harului Domnului. Versetul 41 ne spune că Domnul Isus s-a apropiat de cetate, a văzut-o și a plâns pentru ea. Sigur că starea în care se găsea Ierusalimul era o stare uh, care atrăgea respingerea lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu, prin faptul că oamenii aceia s-au îndepărtat de Dumnezeu. Isus, Domnul, s-a apropiat de această cetate, a văzut-o și a plâns pentru ea. Este mila lui Dumnezeu, este îndurarea lui Dumnezeu arătată, este mila lui salvatoare, binecuvântată să fie în numele lui cel Sfânt. Să se apropie Dumnezeu de oameni, să privească Dumnezeu spre oameni, să plângă pentru oameni, este un har din partea lui Dumnezeu. Eu sunt încredințat că Dumnezeu, după cum găsim în Scriptură, nu se bucură de suferința nimănui. Dumnezeu este plin de milă și de îndurare, slăvit să fie în numele lui. Nenorocirea aceasta care s-a bătut asupra omenirii nu originează în natura lui Dumnezeu, ci originează în natura păcatelor noastre, a abaterilor noastre de la fața lui Dumnezeu. Iar în această vreme de suferință, o vreme grea, de mare dificultate, se arată în mijlocul nostru cercetarea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu. Nu trebuie să uităm că lui Dumnezeu îi pasă de noi. El are milă de noi. Dumnezeu își păstrează iubirea față de noi, îndurarea Lui față de noi. El ne vorbește prin mijlocul acestor suferințe. Este mila Lui salvatoare în numele Lui să fie binecuvântat în veci. Dumnezeu oferă mai departe Harul Său salvator. Cred că această încercare care s-a bătut asupra omenirii, care ne-a oprit pe toți deodată în loc, ne cheamă să cugetăm asupra căilor noastre. Și dincolo de Partea neplăcută, dureroasă aceste încercări, vândem, stimați credincioși, să cugetăm că prin ea se arată harul lui Dumnezeu. Prin ea este cercetarea lui Dumnezeu. Ne vorbește Dumnezeu că trebuie să facem o schimbare. Dumnezeu transmite un mesaj în mila lui. Dumnezeu vorbește omenirii să facă o schimbare, o trezire spirituală, să schimbe calea, să se întoarcă înspre Dumnezeu. Această vreme este vremea harului. E har care s-a arătat și în dreptul nostru și a familiilor noastre. Faptul că până acum suntem sănătoși și că am avut pâine pe masă. Faptul că până acum am putut respira fără să fim asistați, ajutați de mijloace tehnice. Este harul lui Dumnezeu. Sunt unii dintre semenii noștri care sunt încercați și au trecut și trec prin suferințele acestea. Este tot un har al lui Dumnezeu să fie în suferință. Dumnezeu aprinde în felul acesta focuri prin care caută să ne transmită un mesaj. Este harul lui Salvator binecuvântat să fie în numele lui Dumnezeu. În în al doilea rând, după cum citim în Scriptură, vremea cercetării, pe lângă faptul că este vremea harului, este și o vreme în care Dumnezeu vorbește în mod convingător. Dumnezeu vorbește inimii, Dumnezeu se adresează oamenilor într-un fel aparte. Citim în Epistola. 1 Petru, capitolul 2, versetul 12, că Dumnezeu a rânduit o vreme în care cercetează miamurile, națiunile pământului, oamenii, ca în vremea aceasta cercetării să-L slăvească pe Dumnezeu așa este scris în acest cuvânt, să avem o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Pasajul acesta anunță că Dumnezeu are pregătită o zi în care se apropie de oameni într-un mod aparte, cercetează națiunile într-un mod aparte, vorbind convingător. Iar când mesajul lui Dumnezeu convingător se transmite în în vremea aceea cercetării este foarte important ca credincioșii creștinii să fi lăsat în urma lor o pildă de viețuire bună, care să îi determine pe oameni să slăvească pe Dumnezeu în vremea cercetărilor. E o vreme, vremea aceasta în care Dumnezeu convinge oamenii să se apropie de El. Vă amintesc de observația pe care cei doi ucenici ai Domnului Iisus, care în dimineața învierii, în ziua învierii sale, se duceau triști înspre Maus, oamenii aceștia, cei doi ucenici, au fost întâmpinați de Domnul Iisus, i-au crezut că este un străin, Domnul le-a vorbit și după ce mai târziu Domnul Iisus li s-a revelat și au cunoscut că El este Cel Înviat, iau concluzii când în cugetarea lor, în meditația lor, în sfatul lor, au zis așa, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? Vremea cercetării este această vreme în care Dumnezeu vorbește inimii, atinge sufletul omului, creează deodată un interes față de Dumnezeu, o dorință după Dumnezeu, după apropiere de Dumnezeu. Vremea aceasta este vremea în care Dumnezeu efectiv se apleacă înspre om și îi vorbește. Vă aduc aminte de uh, Saul din Tars, care era un om evlavios în felul lui, dar orbit de înțelegerile lui, de ideile lui preconcepute, a înțeles că trebuie să persecute aspru pe creștini. Cuvântul lui Dumnezeu ne relatează în Cartea Faptele Apostolilor că Dumnezeu l-a cercetat și pe Saul din Tarz. Și a vorbit. I-a vorbit prin pilda pe care a lăsat-o în fața lui Ștefan, care era ucis cu pietre în timp ce hainele lui Ștefan și hainele celor care dădeau cu pietre în Ștefan erau la picioarele lui Saul. A văzut mărturia acelui creștin. Ne arată cuvântul Domnului că a auzit și a văzut cum mulți oameni s-au întors la Dumnezeu. Și apoi a venit și ziua în care pe drumul Damascului fiind, mergând cu gând rău împotriva creștinilor din Damasca să-i aresteze, să-i persecute, i s-a arătat în vremea aceea, a fost vremea cercetării lui, s-a arătat Domnul care a făcut să strălucească din cer o lumină mai puternică, mai puternică decât lumina soarelui, Saul a auzit un glas din cer care a spus, Saule, Saule, pentru ce mă prigunești? Iar ceea ce aș dori să observăm este că în fața acestui mesaj tulburător, Domnul a încheiat zicând, ți-ar fi greu să dai înapoi cu piciorul într-un țepuș? Era vremea în care Dumnezeu îi vorbea în mod convingător. Era vremea în care Dumnezeu îi adresa un mesaj și cerea să facă o schimbare. Așa cred că se întâmplă în aceste zile și nouă. În harul său, că Dumnezeu încă ne-a păstrat în viață. Dumnezeu ne vorbește convingător să ne întoarcem de la păcatele noastre. Să ne întoarcem de la căile noastre străine de cele ale lui Dumnezeu și să ne punem viața în rânduială. Domnul în ziua cercetării vorbește într-un mod cu totul convingător. Vă aduc aminte de un bărbat din vechime cu numele Isaia, care cercetat și el de Dumnezeu, Dumnezeu i s-a arătat, a început în rugăciunea lui să spună, vai de mine, că sunt un om păcătos, cu buze necurate care locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe Domnul Împăratul. S-a prăbușit în căință și a văzut păcatele, s-a rugat lui Dumnezeu pentru îndurare. Iov, cercetat de Dumnezeu fiind, a zis în închierea suferințelor sale, Doamne, până acum urechea mea a auzit vorbindu-se despre Tine. Dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și cenușă. Patriarhul Iacov, cercetat de Dumnezeu în acea noapte a încercărilor sale, când se temea pentru viața lui și a familiei lui, a rămas noapte întreagă înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Și Domnul a cercetat, i s-a arătat. A fost un moment al revelației, un moment în care Dumnezeu i-a arătat viața lui, i-a vorbit despre viața lui, i-a vorbit despre schimbările pe care trebuie să le facă în viața lui. Și apoi toată narațiunea aceea se încheie în mod surprinzător și încurajator și în același timp purtător de mesaj spunându-ne că răsărea soarele și numele lui Iacov se schimbat în Israel, cel ce lupte cu Dumnezeu și este biruitor. Frații mei, stimați frați, stimate surori de credință, Hristos Domnul, această vreme rânduită de Dumnezeu pentru lume este o vreme a cercetării. Harul lui Dumnezeu se arată și Dumnezeu vorbește oamenilor într-un mod convingător. Ferici acum de cei care au ochii de văzut și urechi de auzit. Așa după cum în vremea Domnului nostru Hristos, deși Dumnezeu vorbea, Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, era în mijlocul oamenilor și vorbea în modul cel mai convingător cu putință. Norodul a ascultat cu plăcere și sorbea cuvintele de pe buze. Vă rog să observați că, în mulțimea aceea de oameni, luminată de chemarea lui Dumnezeu, de cercetarea lui Dumnezeu, au fost oameni care au ales să se împietrească. Între ei, unii dintre farisei din orod au zis lui Iisus, învățătorul, ceartăți, ucenicii. L-au respins. Alții au plănuit să lucide, ucide, să-l îndepărteze, să îl alunge din viețile lor. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că liderii religioși din vremea aceea, preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare. Iată ce au făcut unii oameni în vremea cercetării. În vremea cercetării, unii oameni s-au întors la Dumnezeu și s-au pocăit și s-au întreptat viețile, iar alții au decis să se împietrească mai mult. E vremea Harului pentru toți și e vremea în care Dumnezeu adresează în mod convingător un mesaj ferice de cei care au urechi de auzit și ochi de văzut. Pentru că dați-mi voi să observ, în al treilea rând, vremea cercetării este o vreme cu zile numărate. Este o vreme determinată, o vreme finită. Așa citim în cuvintele acestea, versetul 42, versetul 43, Mântuitorul a zis: Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Există o vreme a cercetării. Și vremea aceea a cercetării are un început și are un sfârșit. Vremea cercetării nu ține la nesfârșit. Unii oameni amână întoarcerea la Dumnezeu, împăcarea cu Dumnezeu, zicând că poate altă dată o să fie o ocazie mai bună. Sau refuze efectiv să accepte adevărul lui Dumnezeu. În loc să dea slavă lui Dumnezeu, îi neagă existența, îi bagiocorezi numele, îi bagiocorezi cuvintele și căile. Țineți minte, vă rog, stimați ascultători. Vremea cercetării este vremea Harului Divin, în care Dumnezeu ne vorbește convingător să ne întoarcem la El și vremea aceea ține o vreme, Vremea aceea este finită, nu e fără hotar, fără limite. Așa găsim scris în Cartea Profetului Isaia, capitolul 55, versetul 6, unde Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-l câtă vreme este aproape. Dumnezeu, prin cuvântul său, ne atrage atenția că există o vreme în care îl putem găsi, o vreme în care este aproape de noi, dacă îl căutăm, îl vom găsi, dacă îl chemăm, ne va răspunde, pentru că el este aproape de noi. Vremea aceea însă nu ține la nesfârșit, vremea aceea are hotar. Citim în Evrei, capitolul 4, cu versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu în locul acesta spune să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Să luăm dar bine seama că atâta vreme, atâta vreme, este vorba de vremea cercetării, care are un început și are și un sfârșit. Atâta vreme, cât rămâne în picioare, o vreme rămâne în picioare promisiunea intrării în odihna lui Dumnezeu, este posibil ca unii oameni, amânând întoarcerea la Dumnezeu, împăcarea cu Dumnezeu, socotind că prilejul favorabil e altă dată, oamenii aceia se întârzie nepermis de mult și să nu mai intre în harul lui Dumnezeu. Vremea cercetării este o vreme cu hotar, o vreme finită. Citim de asemenea în Apocalipsa, capitolul 2, versetul 20 la 21, felul în care de această dată Dumnezeu a ales să vorbească unei femei, unei așa numită prorocițe, o femeie cu numele Izabela, care făcea mult rău în comunitățile creștine primare, așa citim despre ea. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea, care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jărfite idolilor. Ascultați, vă rog. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Vă rog să observați ce a zis Domnul în dreptul acestei femei. I-am dat vreme să se pocăiască. Este vremea cercetării și vremea pocăinței, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Dacă oamenii nu se pocăiesc, este pentru că nu vor să se pocăiască. Nu pentru că nu le vorbește Dumnezeu, nu pentru că nu înțeleg, nu pentru că n-au ochi de văzut, ci nu se pocăiesc pentru că nu vor să se pocăiască. Acesta este adevărul. Femeia aceasta n-a vrut să se pocăiască. Vă rog să observați ce urmează după ce se încheie vremea cercetării. Versetul 22. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea cu ea am să le trimit un ecaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Iar în dreptul Ierusalimului Domnul Iisus a zis, vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Cuvintele acestea erau rostite în jurul anului 30 după nașterea Domnului nostru Hristos, iar la 40 de ani după rostirea acestor cuvinte, ele s-au împlinit, Ierusalimul a fost înconjurat de oștile romane, a fost asediat și după 2 ani de asediu a căzut, a fost distrus, a fost dărâmat, templul a fost dărâmat și s-au adeverit cuvintele spuse de Domnul nostru Hristos. Vremea cercetării este vremea Harului, este o vreme în care Dumnezeu vorbește convingător și este o vreme care are un hotar, are un început și are un sfârșit. Dacă în această perioadă Dumnezeu ne sensibilizează inima și cugetăm la El și înțelegem că e voia Lui să ne întoarcem către Sine și să ne trezim din punct de vedere spiritual, lucrul acesta vine de la Domnul și este voia lui Dumnezeu pentru noi. Aș dori, în al patrulea rând, să observăm că vremea cercetării este o vreme pe care trebuie să o conștientizăm. Este o vreme pe care omul trebuie să o conștientizeze. Isus a deplâns Ierusalimul și pe locuitorii Ierusalimului pentru că n-a cunoscut vremea când a fost cercetată. Isus zicea, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, există o ultimă zi, măcar în această ultimă zi, dacă ai fi cunoscut lucrurile care putea să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Există o vreme a cercetării și vremea aceea trebuie să fie conștientizată. Există riscul, stimați credincioși, există riscul oameni buni ca mesajul lui Dumnezeu să treacă pe lângă noi. Există riscul să nu avem ochii deschiși. Există riscul să ne astupăm urechile singuri și să nu vrem să dăm slavă lui Dumnezeu. Citim în Cartea Iov, capitolul 33, cu versetul 14, că Dumnezeu vorbește oamenilor. Dumnezeu, în mila lui Salvatoare, cercetează oamenii. Dumnezeu vorbește, spunea Iov, când, într-un fel, când, în altul. Dumnezeu vorbește oamenilor. Ne-a vorbit în binecuvântare, acum ne vorbește în încercare. Ne-a vorbit în vreme bună, ne vorbește în vreme grea. Dumnezeu vorbește oamenilor când, într-un fel, când, în altul. Dar ce este dureros de observat este că omul, spunea Profetul, nu ia seama. Omul nu ia seama. Ferice de cei care iau seama. Ferice de cei care conștientizează vremea cercetării lor. Ferice de aceia care pricep ceasul mântuirii și care dau slavă lui Dumnezeu și se întorc la Dumnezeu în vremea aceea în care Dumnezeu le vorbește. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 24, versetul 24 la 25, citim despre un demnitar roman cu numele Felix, care a chemat pe Pavel, l-a chemat pe Pavel, Pavel era arestat, l-a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Isus Hristos. Era vremea cercetării acestui demnitar, a familiei lui, a soției lui, cu numele Drusila, care era iudeică. Apostolul Pavel i-a vorbit cuvântul Domnului, i-a vorbit despre credința în Iisus Hristos. Versetul 25 ne spune ce s-a întâmplat. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix s-a îngrozit și a zis, de astă dată, du-te. Te voi mai... Când voi mai avea prilej, te voi chema. Un răspuns dureros, trist. De data asta, du-te. Când voi mai avea prilej, te voi chema. Îngrozit în fața acelui mesaj, a refuzat să dea slabă lui Dumnezeu. A ales mai bine să refuze mesajul. Oamenii trebuie să cerceteze cercetarea lui Dumnezeu. Trebuie să recunoască cercetarea lui Dumnezeu și să o conștientizeze. Mâna bună a lui Dumnezeu să cerceteze România. Personal sunt întristat văzând că oamenii nu se întorc cu fața spre Dumnezeu așa cum ar trebui să facă. Își pună deștea în puterile lor, eu cred că ajutorul vine de la Domnul. În vremea aceasta biserica este chemată să se roage lui Dumnezeu. Biserica este chemată să -mi mijlocească înaintea lui Dumnezeu. Cu mic și mare suntem chemați să ne rugăm lui Dumnezeu. Am apreciat nespus de mult mesajul transmis cu ocazia sărbătorilor pascale de președintele Statelor Unite, președintele Trump un mesaj de rugăciune și de încredere în Dumnezeu, de mărturisire a lui Isus Hristos în moartea și în învierea Lui, o chemare a națiunii la rugăciune, a lumii întregi la rugăciune. mă gândesc la reacția autorităților noastre, sunt întristat. Un om în Suceava, în zilele acestea, investit cu autoritate în slujba pe care o avea el, era director la sistemul gospodăresc al apelor, de gospodărire a apelor pe Suceava, a decis să se roage înaintea lui Dumnezeu, în fața instituției pe care o conducea. S-a pus în genunchi să facă o rugăciune. Cineva l-a văzut, l-a fotografiat, iar autoritățile mai mari rușine au ales să-l demite cu explicația că s-a rugat în genunchi în fața instituției. Dacă atâta pricepe România și autoritățile române din această încercare, s-ar putea ca Dumnezeu să ne apese mai greu. Stimați guvernanți, stimați oameni care ocupați vremelnic aceste funcții, să nu vă împietriți inima și să dați lui Dumnezeu slavă. Să vă smeriți înaintea lui Dumnezeu și să-i dați slavă. Este vremea cercetării. Ne întristează teribil să știm că oamenii cu frică de Dumnezeu sunt persecutați într-o țară creștină. Cum e posibil așa ceva? Ca un om care se roagă înaintea lui Dumnezeu și cere mila, că în și rugăciunea este act delict pentru care cineva să fie demis dintr-o funcție publică, neavând alte Baiuri și alte probleme. Așa ceva este rușinos într-o țară care se numește creștină. Cer public corectare în privința aceasta și bisericii, Emanuel, să se roage înaintea lui Dumnezeu, să aducă Dumnezeu trezire spirituală în această națiune care se pare că nu pricepe mult prin reprezentanții ei cine o are și ce forțe se ascund acolo. Dumnezeu să gonească pe cel rău de peste țara noastră și să binecuvânteze toate bisericile și toți oamenii cu frică de Dumnezeu. În vremea aceasta. Când Dumnezeu cercetează națiunea prin suferință și ne cheamă să ne întoarcem la El, tăcut sunt strecurate legi, cum ar fi educația sexuală în școli, mizerii, în tăcere aceasta se întâmplă aceste lucruri, când lumea este focalizată pe alte suferințe. Stimați parlamentari și guvernanțe, dacă mă auziți, vă chem să vă întoarceți și voi cu fața înspre Dumnezeu, să vă împăcați cu Dumnezeu, ca aveți și voi familie și suflet. Este voia lui Dumnezeu ca țara aceasta să se întoarcă la Dumnezeu. Dacă din partea, nu știu cui din Europa seculară vin presiuni, Dumnezeu va scutura toate lucrurile acestea, că el este suveran și stăpân peste lume. E dureros că în zilele acestea de sărbătoare, în zilele când oamenii se întorc cu fața înspre Dumnezeu, unii oameni și mulțesc răul și și mulțesc păcatele. Vremea aceasta este o vreme care trebuie să fie conștientizată. E o vreme în care Dumnezeu ne vorbește. E o vreme în care Dumnezeu ne cheamă la pocăință. E o vreme în care Dumnezeu vorbește sufletelor noastre să punem hotar păcatelor noastre. Nu trebuie să se întâmple nenorocire mai mare. Noi ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și postim, îi încurajăm pe credincioși să rămână în case, să se unească în rugăciune și poste înaintea lui Dumnezeu. Biserica e chemată să mijlocească în această vreme, dar trebuie să spunem adevărul și răul lui pe nume. Este inadmisibil ca oamenii în vremea aceasta, în loc să dea lui Dumnezeu slavă și să se căiască de păcatele lor, își mulțesc păcatele apăsând pe cei care se roagă. Nici nu mai vrem să spunem despre atâtea alte lucruri câte se întâmplă în generația tânără, oameni tineri care i-am văzut și m a durut sufletul să stau de vorbă cu oameni tineri în zilele acestea. Înainte de pandemie și întâmplător, prin telefon am stat de vorbă cu cineva, cu un tânăr care îmi spunea așa, oh, nu-i nicio problemă, mor bătrânii, lasă că de noi de tineri nu se alege. Dar a fost tare îngrijorat când a aflat că un tânăr de 27 de ani totuși a fost găsit mort în casa lui în orașul Sibiu. Cum este, tineri? Nu trebuie să vă socotiți invincibili. Viața merge înainte. Azi cade unul, mâine cade celălalt. Vremea aceasta este o vreme pe care trebuie să o conștientizăm și să ne întoarcem la Dumnezeu. Pentru că dați-mi voi să vă spun închierea acestui mesaj și acestei slujbe, că vremea cercetării pe care Dumnezeu îngăduie în dreptul oamenilor este și vremea împăcării cu Dumnezeu, vremea mântuirii. Este o vreme a Harului Divin, în care Dumnezeu ne vorbește convingător să ne întoarcem la pocăință. Vremea aceasta ține limitat. E o vreme, nu e nesfârșit. Vremea aceasta trebuie să fie conștientizată. Și notați, vă rog, este vremea împăcării cu Dumnezeu e vremea în care trebuie să luăm o decizie. În ce privește pe cei din Ierusalim, Iisus Hristos a plâns zicând de a fi cunoscut măcar astăzi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. În dreptul celor din Ierusalim care l-au certat pe Domnul, i-au reproșat Domnului cerându-i să-și certe ucenicii, Iisus le-a răspuns, vă spun că dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Dacă noi nu ne întoarcem la Dumnezeu, își va lua Dumnezeu slavă și din pietrele de pe marginea drumului, din natura care își merge înainte cursul și ia cursul înainte și nu se gândește la suferințele noastre. Mă uitam într-una din zilele acestea cum înfloresc o pace și crește iarba, cum albinele zboară din floare în floare și gâzele își văd de drumul lor, toate își văd de liniștea lor, mai într-o dimineață, chiar când se făcea lumină, o pasăre cânta veselă pe un ram, noi oamenii suntem cercetați cu suferință. Dumnezeu ține natura sub paza Lui și sub protecția Lui. Iar această vreme a cercetării este vremea în care trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Trebuie să ne punem viața în rânduială este vremea pocăinței, este vremea convertirii, este vremea schimbării minții, e vremea întoarcerii la adevărul lui Dumnezeu, a citirii scripturii și a rugăciunii, e vremea sfințirii, stimați credincioși. Această vreme este o vreme în care trebuie să decidem să facem o schimbare, o schimbare în viața noastră și în familia noastră, o vreme de căință și de rugăciune, mâna bună a lui Dumnezeu să vină peste noi și să fie în ajutorul nostru a tuturor. Vă rog să notați că Iisus Hristos în acea în acel ceas, vremea cercetării a intrat în templu din Ierusalim și acolo a, a pus lucrurile în rânduială, a scos afară pe cele care erau pricini de păcătuire, a îndepărtat râul, a restaurat casa lui Dumnezeu, a restaurat închinarea înaintea lui Dumnezeu lucru pe care trebuie să-l facem și noi Domnul a spus, casa mea va fi o casă de rugăciune reproșa acelor oameni spunând ați făcut din ea o peșteră de tâlhari stau să mă gândesc Mă uit la scaunele goale din Biserica Emanuel și știu că în multe biserici scaunele sunt tot așa. Slujbe din viere în bisericile creștine din lumea pusană au fost făcute cu ușile închise. Oare de ce Dumnezeu ne-a fugărit din biserici? Nu am fi făcut oare din casele lui Dumnezeu un loc în care ne-am adăpostit neregiuirile? Am dat o interfață de viață spirituală am unit cu sărbătorile noastre și nelegiuirile noastre, ne-am învățat să ducem o viață dublă, crezând că dacă ne ducem la o slujbă, ne-am pus în rânduială sufletul, cred că este vremea în care să ne cercetăm bine căile și inimile. Oare de ce Dumnezeu nu ne mai permite să ne ducem în casele de rugăciune? Dincolo de pandemie, dincolo de măsurile de precauție, dincolo de tot ce se întâmplă în planul vieții concrete și pe care le înțelegem și le susținem cu tărie, creștinii sunt chemați să citească mesajul duhovnicesc transmis de Dumnezeu. Creștinii, oamenii cu frică de Dumnezeu, sunt chemați să citească printre vești, să vadă printre rânduri, să înțeleagă semnele vremurilor și să se întoarcă la Dumnezeu e vremea să ne restaurăm altarele în familii, ne-am plâns când avem vreme să ne rugăm în casele noastre iată că Dumnezeu ne-a dat răgaz să fim cu copiii, să fim cu nevestele să fim cu părinții și să ne rugăm lui Dumnezeu, e vremea în care se refac altare vremea cercetării este vremea în care trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu și să ne schimbăm în privința aceasta, stimați credincioși, Dumnezeu să ne ajute pe fiecare și să ne binecuvânteze această zi de sărbătoare zi în care sărbătoarea este amestecată cu întristarea, cu tristețea. Și pe de altă parte, acolo, în cazurile noastre, avem nădejde în Dumnezeu care ne dă putere. Binecuvântat să fie în numele Lui. Vă chem să conștientizăm că Dumnezeu vorbește omenirii, să continuăm să mijlocim înaintea Lui Dumnezeu pentru țară, să ne îndreptăm căile, este vremea mântuirii. Așteptăm cu nădejde așteptăm cu emoție ziua aceea în care această încercare să fie trecută și oamenii cu frică de Dumnezeu să se întoarcă spre Dumnezeu. Aștept ziua aceea când în casele noastre să putem să venim la adunări, să mărturisim pe Dumnezeu, să ne bucurăm cu cei care se botează în apă, să ne bucurăm cu mirii și miresele noastre, să ne bucurăm cu părinții și cu copiii, Harul lui Dumnezeu să fie peste noi toți. Dar să nu uităm, vremea aceasta acum e vremea în care Dumnezeu ne vorbește altfel. Ne cercetează altfel. E vremea în care mesajul lui trebuie să ajungă în sufletele noastre și să producă schimbări pe care să nu le uităm niciodată. Dumnezeu să ne ajute. Vă chem să avem un moment de rugăciune.